la data de 29.08.2024, în jurul orelor 8.53, pe DN285, pe raza localității Golești, județul Vrancea, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 4 autovehicule, din care unul aparținând IPG Vrancea. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a 8 persoane, din care 5 cadre ale IPG Vrancea, care au fost transportate la Spitalul Sfântul Pantelimon Focșani pentru îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în urma căruia urmează a fi stabilite împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.